11 septembrie marchează prima zi de școală și la Drobeta Turnu Severin, un moment așteptat cu emoție și entuziasm de către sute de elevi, dar și de părinții acestora. Astăzi, curțile școlilor și liceelor au fremătat din nou sub pașii elevilor, veniți pentru prima dată cu ghiozdanul în spate sau reveniți din vacanța de vară. Dorotii Ștefan Alexandru, Buzatu Anastasia Elena, Buzatu Nicolas Mateo, Kisăr Teodor Inaino, Ciocan Iris Antonia, Cucar Luca Andrei. Începutul unui nou an școlar aduce enorm de multe emoții în rândul elevilor de toate vârstele, dar și a părinților și a profesorilor. Astăzi este prima zi de școală. Ai emoții? Nu. Pentru că doamna mea nu o să ne dea teste. Cred că o să ne prezentăm acolo, în clasa noastră, când se termină. În ce clasă ești tu? A patra. Și cum e? Este ultimul an. Te simți? Bine. Mă simt bine. Noul început de an școlar, cum te simți? Fericit pentru că îmi revăd colegii și doamna învățătoare. Totodată am înțeles de la tine că ești în clasa a patra, urmează un an, aș spune eu, mai greu. Ți-e frică? Da, pentru că la final de clasa a patra avem un test pentru liceu și vreau să iau la prima clasă. Trebuie să fiu foarte atent. Înțeleg că o să te pregătești temeinic anul acesta. Da. Ceremoniile de deschidere a anului școlar au avut loc la toate unitățile de învățământ, fie ele gimnazii sau licee, transformând orașul într-o adevărată scenă festivă. Mă simt bucuroasă și chiar sunt fericită că am început clasa a treia. A trecut repede vacanța de vară. Da, dar nu chiar așa cum a trecut anul trecut. Înțeleg că ești bucuroasă că te-ai reîntors la școală. Da. Sunt în clasa a treia B. Și cum te simți astăzi la începerea noului an școlar? Bine. Ai emoții? Da. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a fost alături de elevi în prima lor zi de școală, ca de fiecare dată. Mă bucur să fiu aici la școala generală la numărul 2, în mijlocul elevilor, copiilor, a cadrelor didactice. Este un nou început pentru unii dintre cei mai mici școlari, chiar primul început. Le urez succes din suflet pe lungul drum al desăvârșirilor din punct de vedere al vieții, al educației. Le urez succes părinților, cadrelor didactice. Va fi un drum greu, dar un drum care va avea un final, spun eu, fericit pentru fiecare dintre ei. Noi, administrația locală, suntem obligați să le asigurăm copiilor, cadrelor didactice, toate condițiile ca actul educativ să se desfășoare în cele mai bune condiții. Și aș aminti doar faptul că anul acesta avem un proiect de 7 milioane de euro semnat și în plină derulare, prin care dotăm fiecare școală din municipiul Drobeta Turnu Severin cu aparatură, mobilier de ultimă generație. Este cel mai important proiect din istoria școlilor din Drobeta Turnu Severin și mă bucur din suflet că am reușit să realizăm pe fonduri europene. Reprezentanții unităților școlare din municipiu i-au așteptat cu brațele deschise pe elevii plini de emoție pentru începerea noului an școlar. Școala Alice Voinescu și-a deschis porțile pentru a-și primi cu bucurie elevii. Avem anul acesta 3 clase pregătitoare și 2 clase de început la clasa 5-a, 2 clase cu program intensiv limba engleză. Este un nou început, ca și fiecare început se îmbină emoția revederii cu emoția unui nou început și ne bucurăm că elevii noștri au revenit încărcați cu baterii noi pentru a arăta tot ce este mai bun. A fost prima zi de școală pentru peste 2 milioane de elevi din România, iar pregătirile au început dis de dimineață în unitățile de învățământ din țară, unde au avut loc festivitățile de începere a anului școlar. Este o zi specială pentru toată lumea, pentru dumneavoastră elevi, în primul rând, pentru dumneavoastră părinți, pentru cadre didactice și, de ce nu, pentru toată comunitatea, pentru că actul de învățământ este un lucru care ne privește pe toți și trebuie să-l abordăm în cel mai serios mod posibil. De asemenea, inspectorul școlar general Alin Tomoescu le-a urat mult succes elevilor în noul an școlar. Bună ziua, dragi colegi! Bună ziua, dragi copii! Toamna este un început, pentru noi, cât și pentru voi copii. Mulțumesc cadrelor didactice pentru rezultatele deosebite pe care le-au avut anul trecut.
și nu numai la nivel național, ci ați avut premii și la nivel internațional. Felicitări pentru acestea și la mai mare. Totodată, dragi copii, vă rog să participați și la activitățile extrașcolare. Cele mai mari emoții le-au avut copiii de clasă pregătitoare, care au trecut pentru prima oară pragul clasei, dar și părinții acestora, care și-au luat în număr mare o zi liberă pentru a fi martori la acest moment. Peste 2,7 milioane de elevi au început astăzi noul an școlar 2023-2024.